liga și când ne întâlnim. Deschidem ședința din data de 26.05.2023. În conformitate cu dispoziția cumulării numărul 15.05.2023, invităm să participați la lucrările ședinței ordinare a Consiliului Local Comunal ce va avea loc în data de astăzi, orele 13, în sala de ședință. Ordinea de zi este următoarea. Proiect de hotărâre privind stabilirea mandatului special al reprezentantului legal al Unității Administrative Teritoriale privind stabilirea mandatului special al reprezentantului legal al Unității Administrative Teritoriale Comuna Sândulen pentru ședința Adunării Generale a Acționarilor ASC, Compania Regională de Apă Bacău, ISA, din 29.05.2023, inițiator primar al Comunii. Punctul numărul 2. Proiect de hotărâre aprobarea contractului de asociere privind finanțarea activității de protecție de tip rezidențial a persoanelor cu handicap, inițiator primarul Comunei. Punctul numărul 3. Proiect de hotărâre privind aprobarea consumului de carburant pentru autoutilitare Iveco, inițiator primarul Comunei. Punctul numărul 4. Proiect de hotărâre privind înscrierea în domeniul public al Comunei Sândulen a unui imobil teren cu o suprafață de 9.824 metri pătrați în vederea amplasării investiției stației reglare măsură, componenta a proiectului dezvoltarea rețelelor inteligente a gazelor naturale în vederea creșterii nivelului de flexibilitate, siguranță, eficiență în operare, precum și de integrarea activităților de transport, distribuție și consum final în Comuna Sândulen, județul Bacău, inițiator primarul Comunei. Punctul numărul 5. Proiect de hotărâre privind asigurarea de la bugetul local a contravalorii de a 40 de bilete pentru concertul din data de 16.06.2023, ce se va susține la Teatrul de Bară Bacău, inițiator primarul Comunei. Punctul numărul 6. Proiect de hotărâre privind propunerea preluării din domeniul privat al statului și din administrarea agenției domeniilor statului, domeniul privat al orașului Comuna Sândulen și în administrarea Consiliului Local Sândulen a terenului și a construcției de destinația de circunscripție sanitară culinară, inițiator primarul Comunei. Punctul numărul 7. Proiect de hotărâre privind diminuarea suprafeței de teren înscris în CF numărul 60.683, intravilanul satului Bărzulești, Comuna Sândulen, inițiator primarul Comunei. Punctul numărul 8. Proiect de hotărâre privind aprobarea consumului de carburant pentru motocositoare stil, inițiator primarul Comunei, proiect însoțit de raportul de specialitate și transmis comisiei de specialitate. Și punctul 9. Diverse. Cine este de acord să supunem la vot procesul verbal din ședința anterioară? Cine este pentru? Punem la vot ordinea de zi. Cine este pentru? Punctul numărul 1. Mai citim o zără. Mare repede. Domnul președinte al deputaților, aveți fiecare convocator și ordinatul din ședința de astăzi. Citiți primul punct, ca să nu mai pierdem timpul, supunem primul punct. Este vorba, am primit o adresă de la compania privind stabilirea mandatului special al reprezentanții unității în administrație. Mandatul este primarul, supunem președinte. Puneți la vot ca primarul să facă parte din mandat special ca și reprezentant legal a unității administrative teritoriale. Supunem la vot. Cine este pentru? Numărul 2. Deci, evaluare contractul de asociere. Da, este vorba de contractul de asociere privind finanțarea activității de protecție de tip rezidențial, asocierea între noi și Consiliul Județean. Noi avem trei persoane instituționalizate care finanțăm și noi această activitate de tip rezidențial, prin care Consiliul Județean noi plătim 35%, iar Consiliul Județean restul de 65%. Noi avem decât trei persoane. Punem la vot. Cine este pentru? Punctul numărul 3. La punctul numărul 3, acum mă rog fiecare aveți, domnul Georgel, domnul care aveți mașini Iveco din astea sau mașini auto-utilitare.
Am plecat de la Sădrân, știți că am cumpărat o auto utilitară. Am încă pus motorină, pâine. Ce știu asta? Nu, goală. Ne-am dus cu ea goală la de mașină înapoi. Deci goală. 10% goală. 2-3 sau 3? Da. 3. Motorul de 3 și 170 de cai. Da, dar trebuie să aveți mai puțin. Pe drum de... Mai puțin, mai puțin. Asta am făcut acum. Ne-am dus gol, 49 de kilometri, am umplut înapoi 5 kilometri. Am pus balastul în ea și ne-am dus 25 de kilometri. 5,45. Deci un consum de 21,6 încărcat cu 4 țară. Deci am făcut o medie, 21,6 plus 10 împărțiți un consum de 15,8% de pământ. Asta e real. Este real. Real. Asta e real. Adică am făcut un consum încălcat și un descălcat. Încălcat 20% oameni. Încălcat. Descălcat 10%. Da, exact. Deci, dar dacă ar fi drumuri mai lungi așa, se știa mai puțin. Dar numai asta e consumul. Asta este. Dar noi învârtim aici. Da. Deci, oricum, consumul ăla obținut ca media aritmetică între consum gol plus... Deci, de 15,8 pe perioada de vară. Da. Adică, nu cred că am exagerat, am făcut un consum exact exact la orice. Spune la gol. Ce ne spune? Ce ne spune? Este vorba de suprafața aferentă zonei de la Marcel Chirachi până la canal. Zona respectivă, 50 de metri în adâncime, este a primăriei Sândureni. Nu este a cetățenilor comunei Sândureni. Deci 50 de metri în adâncime... De la sud lui? De la margine, de așa. De la zonă. De la zonă. 52, ceva de metri. Din partea aia, 50 de metri. Când s-a făcut schimbul, s-a făcut un schimb de teren, deci 50 de metri este a unității administrativ-teritoriale. Eu nu am știut, tatăl Marcica mi-a spus, în zona respectivă vine stația SRM. Dacă știți, adică știți cu siguranță că vis-a-vis este stația SRM a celor de la gaze. Paralel cu ea o să fie stația noastră. Noi, ca să putem intabula zona respectivă, trebuie înscrisă în domeniul public al Comunei Sândureni. Suprafața respectivă este de 9.824. Pe baza hotărârii Consiliului Local de înscriere în domeniul public al Comunei Sândureni, se va transmite către cadastrul și se va intabula suprafața respectivă, care va fi necesară încheierii cu anul de situație în faza de TAC. Aici, la gaze, vor fi 100 și ceva de cadastre. Iar această suprafață face parte din cadastrul respectiv. Adică nu poți să efectuezi o lucrare dacă nu ai cadastru. Acum, sincer să fiu întâmplător, Dumnezeu ne-a ajutat că această suprafață este a noastră. Sincer, la început am fost să dau eu suprafața mea, că am niște pământ în spate, dar era prea distanța prea mare față de conductă. Ei aveau niște condiții de 50 de metri față de conductă să fie cât mai aproape de conductă. Iar suprafața aia de 50 de metri, am avut o lume, este a unității teritoriale. Am convocat toți oamenii din zona respectivă și am constatat că am toți știau că 50 de metri sunt a primăriei Sândureni. O singură persoană a avut cadastru până în șosea, doamna Motoca Maria din Verșiești. L-am chemat pe băiat moștenitor, Motoca Costel, a dat declarații și cetății care acceptă repoziționarea cadastrului cu numărul cu tare, cu tare, dar fără diminuare suprafeței. Și ok. Întrebări să punem la voi. Cine este pentru? Acum, aici, dacă pot să completez, noi nu avem nevoie decât de 1000 de metri pătrați. Dar pentru că zona toată este a noastră, n-am putut să fac doar zona aia de 1000 de metri pătrați. Adică aș fi făcut doar pentru Nelu Matei și Vasile Higeș, iar tu ți-ai fi văzut în continuare din suprafața respectivă. Nu doar dacă e proprietatea lui, să faci un teren de tenis, un teren de fotbal, nu știu ce, sau un alt... Nu știu, poți să găsești o destinație. Da. Ok. Da. Punctul 5. Aici m-am gândit pentru copiii cei care au învățat ce mai bine, să ducem la un spectacol la Teatrul de Vară, să cumpărăm 40 de bilete la un concert de muzică care costă 75 de lei bilete.
deci cât e 75-84, 3.000 de lei, să ducem cu microbuzele noastre, să ducem copiii la un spectacol. Copiii care au învățat ce mai bine din comasă în doi, eu o să transmit biletele, o să cumpărăm bilete după hotărârea Consiliului Local, o să transmit biletele la unitatea școlară, iar doamna director își va alege copiii care au învățat mai bine, adică nu depinde de mine. Da, ei se vor ocupa de toate. Și de declarații, și de aprobare inspectorate, ei se vor ocupa de tot ce înseamnă. Noi doar asigurăm acele 40 de bilete. Noi o singură dată am mai asigurat pentru copii bilete, am primit de fapt, dar a fost gratuit, noi am asigurat doar transportul, dacă le țin. Da, domnule, este aici să o identificare cu copiii. Nu știu. Deci, dacă stabilește-le, e un criteriu de partajare. Cum e stabilit? Dacă vă fie unul de 40? Acum cum să spun? Eu aș fi vrut mai mult, dar nu avem decât 2.000 corpuri. Da, acum ce criterii să nu facem discriminare? Da, nu facem noi, doamna director. Mai e școala, nu noi. Noi o aprobăm bani. Da. Dar e parte care învăța mai bine. 40 de medici. 40 de medici, probabil 40. Dar dacă vor fi solicitat, o să-i mai ducem iar la un spectacol, la un de teatru, adică n-ar fi niciun. Ce e rău așa, nu va rămâne rău. Putem? Dacă va rămâne cineva în urmă, merit, va rămâne rău. Dar ce putem să facem? Nu putem să ducem 500 de copii odată. Adică, nu putem. Eu, sincer să fiu, am spus, dar nu m-am ținut de cuvânt, nu mi-am ținut de cuvânt. Adică, dacă sunt copii cu nota 10, eu pentru acei copii din nota 10 ar trebui chiar renumerați cu sume importante. Adică, e greu să obții nota 10 pe parcursul unui an școlar. Adică, eu nu am fost un copil din nota 10 și știți cine a fost un copil din nota 10? L-am contat de sus. Deci și treapta întâi, și treapta a doua, la, și bac cu nota 10. Adică eu, un copil de 90, doamne, doamne. Eu nu am fost. Întrebările să ține. Spune-mi la voi, ce ne se dăm? Numărul 6. Este vorba de clădirea de la dumneavoastră, de acolo, clădirea DSB-ului. Noi am încercat, nu știu ce a vrut să vedea, dar acum trei ani sunt prieteni. Nu au vrut să ne dea, acum ne-au transmis eu adresa Consiliului Județean, dacă vreți să împreunăm acea credere de SB. Valoarea ei este 32 de milioane. Iar noi supunem la vot dacă suntem de acord sau noi. Deci noi aprobăm intenția, că noi transmitem că vrem să... Dacă 3.200 de lei, adică nu știu ce am putea noi să facem cu ea, dar vrea să ne dea, deci să ne dăm 3 milioane. Dar cum? Chiar și medica terenară de nevoie. O reabilităm. Și de mine e credirea asta. Și trece. Și ca și preț. Și preț. Ca și preț. Da. Să punem la întrebări. Să punem la vot. Ce ne setăm? Punctul numărul 7. Punctul numărul 7. Știți că noi am transmis către biserica. Nu, să iau mai încet. Unde a fost școala de la Buzău, toată suprafața este a unității administrative teritoriale. Noi am încheiat un cadastru prin care am dat, am dezmembrat și anumite suprafațe i-am dat cu titlul gratuit părintului. Adică eu, țin minte, în timpul respectiv, aveam 1.172, mulțit cu 2, 3.340 de metri. Ei, acum se constată că părintele au intrat, o mai puțin mai mult. Adică avem două cadastre prin care ar fi trebuit să avem 1.172, 1.172. Această suprafață în care va fi construit tot o stație pentru gaze, nu mai este de 1.172, este de 1.082. Deci, în concluzie, părintele a intrat cu 90 de metri pătrați la mărf. Acum ce să fac? Să-i stric galul părintele? Da. Da. Diminuarea suprafețe de teren înscris în cartea funciară, de la 1.172 la 1.082, deci cu 90 de metri pătrați mai puțin. Ca să putem să intabor, ca să pot să fac continuă lucrarea de pe gaz. Nu știu, biserică, tot în bună cetățenie. Nu, adică eu prezint situația cum este. Cu toate că țin minte atunci când a fost părintele Marius,
Țin minte că chiar adusesem GPS-ul ăla și ne-a dat acum telecadastral și totuși a ieșit de vie. La vale știu eu că i-am spus să intre puțin, dar nu știu în partea asta, către Marin, către Adrian, în partea asta nu știu. Și toate că șapte este o față greșită, dar nu fi. Până la voce. Diminuarea suprafeței 80 de cu 90 de minute. Punctul numărul 8. Aprobarea consumului de carburant pentru motocositoare STEM. Am cumpărat pe o motocositoare. Știți că noi suntem în concurs pentru un post nou înființat la Domnul Comunal, dar care se va ocupa de apă, de ea. Și am cumpărat pe o motocositoare STEM 9 de 120. Nu de 77, zine eu zic, fezi, e o mare. Deci 120, fezi, 120. Celelalte motocositoare este de un vintru la o oră sau nu știu. Și asta îi zicem tot un grif, adică până la urmă. Dar producător nu dă un consum. Da. Dar știți, îți dă fost, pe exemplu, la Lulis, da? Ce consum să dea la Lulis? La Lulis consumă când Dacia mea condusă Lulis. Vă dau la... Deci Lulisul își dă un kg... Știți, așa, cu 2,5 kg oameni. Mi-am făcut 200 de metri pătați. 10 pe 10. 10 pe 10. Adică nu există. Poftim? Am un generator de la Lulis. Eu cu motocat... Deci terenul de fotbal de aici. Deci, vă mai zic, unde nu știe. 20 și ceva de kilograme a consumat cu Lulis. Iar cu stilul a consumat 4 kg, Vasile, 4 kg. Deci, aș lucrare cu Lulisul și Stil, am făcut 10 litri cu Lulisul și 2 cu Stil, nici chiar. Uitați-vă, la pot 1 pe 5, deci nu am mințit. 4-20, 1 pe 5, nu am mințit. Când am făcut cu Lulisul, 20 și ceva de kilograme, că ți-am zis, bă, ce-a făcut cu benzina asta? Și nu știu ce are un litru joar. Ce putere. Dar nu are un litru joar. Dar nu e voia de rezervor. E voia de scoafa așa ca lucrat asta. Până la urmă, e de să pe mine. Eu pe aceea nu fac pe asta. Bun. Până la urmă, cine se cântă? Deci, unul la... Spuneți-vă. Pentru anul școlar care va veni, să mai cumpărăm un microbus școlar. Că am văzut că microbuzele sunt pline. Am rămas surprins în spatele microbusului cum s-au de apucă microbus. Și am întrebat pe cineva, păi da, așa merg fiecare zi. Așa merg, și ceana, și ceana, la fel. Eu în ședința de oare de atât 4 săptămâni am spus că nu trebuie microbus. Dacă ați spălat ideea mea, mă bucur. Dar mi-am spus în ședință că ne trebuie un microbus, având în vedere că vom da drumul la grădință. Dacă ați spălat ideea, eu mă bucur și mă felicit. Ca să ținut cont de această idee. Deci ne trebuie un microbus, dar nu pentru transportul copilor. Ne trebuie un microbus pentru transportul preșcolar, la grădință. Va fi, deci, un microbus pentru grădiniță, care va fi doar pentru grădiniță, și șoferul va fi angajat în primărie, că școala nu mai angajează, nu mai are pe statul de funcție, iar Consiliul Județean ne-a alocat nou un post de șofer, iar noi, în timpul respectiv, în situația, la momentul respectiv, atunci când a fost puțin mai șmecheraș, având în statul de funcție, l-am transmis la școală, să plătească școală. A fost un isteț. Acum nu. Va fi plătit doar de școală. Deci noi cumpărăm un microbuz, dar să vedem ce bani avem. Că în proiectul de buget pe anul acesta nu am inclus acel. Nu știu cât costă. Cumpărăm un buget local, un microbuz. Microbuz, că n-avem ce să fac. Și șoferul va fi de la școală sau? Da, nu știu, dar nu știu. Dar nu știu de la școală. Nu avem ce face. Adică dacă dăm o magăliniță, nu avem cum. Să... Și atunci copiii s-au luat pe rău să meargă în picioare. Dacă se liberează, păi e ce și gărădiță. Dar nu, când mergea numai copiii care mergea la rău. Faci tot cum trebuie, tu înțelegi, cum mai mergi pentru nu e adevărat. Tot ăla. Păi acum, dacă se ia tot. Atunci trebuie să fie tot la filosofie. Dar spune, eu știu cum duc și copiii. Îi duc și copiii care învață, de la 0 până la 8, îi duc și dimineața. Și după aia se întoarce la 8 și duc și grădinața. Nu mai faci grădiniță. Poți să-ți facă băuturi acum. Și acum, normal, că ei are și grădiniță, are și ăștia. De asta faci așa, ca să... Păi da? Nu? Da, gândit. Nu știu. Nu, atunci când vine dimineața, la prima oră, când îi duci și vități, trebuie 3 microbuze. Tu ai înțeles? La prima oră.
Adică stai pat copilul pe cineva. Nu stai pat copilul, băi, mă înțeleg. Am întrebat pe cineva și în microfonul cealaltă, s-a luat telefonul. Am întrebat copiii mei. Mi zic, tata, voi mergeți în picioare sau cum mergeți? O să când găsim loc, mergem jos, că nu, dar se scoală ață ca să pui inima. Adică nu ne pierdem atât. Pentru că au doi copii să stea în picioare, să stea jos. Adică domnul primar, dar nu s-au doi copii. Dacă erau doi copii, nu duceam nimic. În dimineața aia a fost patru copii. Nu e adevărat. Dacă ferească Dumnezeu să-i oprească poliția pe șoferi, s-ar face încă nevinovat. Eu am văzut când erau copii, nu mai trebuie să ne ce situație se dădea. E foarte, eu nu zic că ideea de asta nu este. Eu nu zic că nu. Dar nu este un microbus pentru grădinița. Și plus, nu știu. Chiar de boală. Dacă ei vă mă dați seama, nu știi cheltuie foarte. Nu știi cheltuie pe care ca să gări bugetul în care. Adică nu pot să zic că nu aveți dreptate, dar fac și ăla. Eu veneam 3 km pe jos din așa de pe Borova. Așa am de pe Borova. 4 km de mai. Și noi de așa e. Deja la sobră și la sobră de 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 la sobră. Da, băia de la sobră 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 de la sobră. Am și eu. Mă, și eu la meciul de fotbal, n-am ca o oricină și văd echipa aia de fotbal care jucau. Unde ce subțire erau toți fotbaliștii. Și parcă fugeau ca o căpioară. Te uși la fotbal și ziua de azi. Nu fugă niște burnici, apoi cață. Era nață, cum era cămătală. Adică mergeau pe jos, hai să-i fim și sănătoși copii. Dacă nu e 5 minute pe jos, n-am nimic. N-am nimic să fie sănătoși. Noi să le asigurăm educație, proces instructiv, educativ. Asta este cel mai important. Nu să stea în picioare aglomerației, că nu-i corect, nu-i corect, dar el se evităm să luăm babă, ești moneci. Să stea copiii jos, baba poate să stea în picioare. Nu, de participare, de clar și de înțeles.